Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și Buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Florile soarelui. În aprilie, Bobiță și Buburuză au plantat semințe de floarea soarelui. Au cultivat și au udat grădina cu grijă și răsadurile au ieșit din pământ. Ele creșteau tot mai mari, au înmugurit, iar în luna iunie florile galbene s-au deschis. Ura! L-au salutat florile pe băiatul Melc și pe fetița Mămăruță. Bobiță a observat că florile se uitau când într-o parte, când în alta. Privește, Buburuză, se învârt! Oare de ce? Pentru că se întorc după soare mereu, de aceea se numesc florile soarelui. Când soarele a apus, fiecare floare și-a aplecat capul și a adormit. În dimineața următoare, strigăte disperate trezeau locuitorii din pădure. Vai, ce s-a întâmplat cu florile noastre? Plângea Buburuză. Oare cine a făcut-o? Se văită Bobiță. Cine a ronțăit tulpinile florilor? Fulgușor le spăla rănile cu apă proaspătă de rouă, iar Buburuză le lega cu fire fragede de iarbă. Florile soarelui zâmbeau din nou. Micii prieteni se sfătuiau în casa lui Baltazar. Ce să facem? Se văicări Bobiță. Trebuie să stăm de pază noaptea. Eu voi fi prima, zise Buburuză cu curaj. Fetița Mămăruță s-a ascuns cu minte în spatele unui tufiș și a stat de veghe. Nu a trebuit să aștepte mult. În curând a apărut un hârciog și a început să ronțăie tulpinile florilor. Atunci Buburuză a ieșit strigându-i: Du-te de aici! Hârciogul s-a speriat și a fugit. În noaptea aceea nu s-a mai întors. În noaptea următoare, Fulgușor avea grijă de flori. A venit rândul lui Baltazar, apoi rândul lui Wendel. Până la urmă a venit rândul lui Bobiță. Băiatul Melc s-a ascuns în tufiș și aștepta răbdător. Tot aștepta, dar în curând l-a furat somnul. Nu s-a trezit nici atunci când a sosit hârciogul, care a ronțăit mult și bine tulpinile florilor. Vai, am adormit, n-am avut grijă de flori. A plâns Bobiță dimineața când a văzut florile ofilite și triste. În timp ce Bobiță dormea, hârciogul a ronțăit tulpinile florilor. De ce v-ați supărat? I-a întrebat doctorul Bufniță. Buburuză i-a povestit ce s-a întâmplat cu tulpinile de floarea soarelui. Vorbiți cu hârciogul, rugați-l să nu le facă rău florilor. Doarme acolo sub stejar, i-a sfătuit doctorul. E acolo, stă culcat în tufiș, le-a șoptit Bobiță celorlalți. Hârciogul s-a trezit brusc. Cu toții s-au speriat. Hârciogul de gâze, iar gâzele de hârciog. Nu, nu te teme de noi. Vrem doar să te rugăm să nu le faci rău florilor noastre. Dar atunci rămân flămând, s-a scuzat hârciogul. Îți aducem noi mere și morcovi. Unde ți-e casa? Îl întrebă Bobiță. Nu am casă, răspunse trist hârciogul. Nu ai casă? Repetă Baltazarul uit. Atunci îți vom construi una. Buburuză i-a adus mere, Bobiță ghinde, Fulgușor, Stafide, Baltazar, frunze de păpădie, iar Wendel, morcovi. Casa mea e foarte frumoasă, vă mulțumesc și pentru cină. Hârciogul n-a mai ronțăit tulpinile florilor, iar ele le zâmbeau vesele toată vara lui Bobiță, Buburuzei și prietenilor lor.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Pietrele. Într-o după-amiază de vară, Buburuza a decis să prepare o tartă cu frăguțe. L-a rugat pe Wendel, Rădașca, și pe Baltazar, Albinuța, să-i aducă frăguțe proaspete din pădure. Băieții au pornit la drum. Curând, Baltazar a zărit o piatră în mijlocul cărării și a început să dea cu piciorul în ea. Dar și lui Wendel i-a plăcut piatra, l-a driblat pe Baltazar și i-a luat-o. Nu e cinstit, Wendel, e piatra mea, eu dau cu piciorul în ea. Nu, deja e piatra mea, caută-ți alta, eu dau cu piciorul în asta. Eu am găsit-o, e a mea, se indignă Baltazar. E plin cu pietre pe aici, caută-ți alta, a încheiat Wendel discuția. Însă Baltazar nu s-a lăsat. Cei doi băieți s-au tot împins până când amândoi s-au împiedicat și s-au rostogolit pe panta abruptă a dealului. Au căzut direct în pârâul care curgea la poalele lui. Auzind gălăgia, a ieșit din casa de la malul râului Alfons Greierul. Ce s-a întâmplat? Întrebă el speriat. Wendel e de vină, mi-a luat piatra! Cum adică piatra ta? E a aceluia care e mai dibaci. Ajunge! I-a întrerupt Alfons. Mai întâi haideți înăuntru să vă uscați, apoi îmi povestiți de ce v-ați certat atât de rău. Băieții au intrat necăjiți în casa greierului. Și-au întins hainele ude la soare și-au așteptat înfășurați în câte un prosop să se usuce. Între timp Alfons îi servea cu limonadă și cu biscuiți. Razele soarelui uscau hainele ude. Wendel și Baltazar molfăiau biscuiții și îi povesteau lui Alfons cum s-au rostogolit ei pe panta dealului. Eu am o colecție întreagă! O colecție de pietre? Nu arăți? A întrebat entuziasmat Baltazar. Cum să nu? Haideți înăuntru! Le-a răspuns cu mândrie Alfons. A pus pe masă o cutie mare. De unde ai atâtea pietre frumoase? În apropiere, de pe malul pârâului, puteți aduna și voi. Ura! Și-au umplut coșurile cu pietre. Le-au sortat multă vreme până când a început să se întunece. Rădașca și Albinuța și-au luat rămas bun de la greier și-au pornit în sus pe deal. Curând au ajuns în fața casei lui Buburuză. Fetița mămăruță s-a răstit la ei din geamul casei pestrițe. Dar frăguțele unde sunt? Vai de mine, frăguțele! Am uitat de frăguțe! Privește, Buburuză, ce pietre frumoase am cules împreună cu Alfons! Ce să fac eu cu ele? Să prepar o tartă cu pietre? Eu am cerut frăguțe! Am uitat, a mărturisit Wendel și a povestit totul de-a fira păr fetiței. Atunci să văd măcar acele pietre frumoase, dacă frăguțe nu mi-ați adus. Ar trebui să desenăm ceva pe ele, aceasta e ca o căsuță, iar pe asta aș desena o față zâmbitoare. E o idee foarte bună, mâine să-i chemăm și pe ceilalți și să decorăm pietrele. Foarte bine! A doua zi au venit la Buburuză Bobiță, băiatul Melc, Fulgușor, fetița Fluturaș, Adiere, Libelula, Săltăreața, Lăcusta, Dima, Gândacul Cartofului și Biluță, Gâza Florilor. Wendel și Baltazar nu vin? A întrebat Bobiță dezamăgit. Ba da, suntem aici! Au strigat Rădașca și Albinuța și i-au întins lui Buburuză un coș cu frăguțe. Mulțumesc, zise fetița mămăruță și în timp ce ea pregătea prăjitura, ceilalți s-au apucat de lucru. Când au terminat, l-au invitat pe Alfons să vadă expoziția. Vai de mine, sunt minunate! Aduc și pietrele mele să le pictăm și pe ele, zise vesel greierul. Între timp s-a copt tarta cu frăguțe. Toți s-au așezat la masă și au mâncat tarta până la ultima firimitură.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Fulgușor la schi. Într-o zi de iarnă, Mila, gândacul de zăpadă, și-a invitat prietenii la schi. Toți au schiuri? I-a întrebat ea. Eu nu am, zise Bobiță, băiatul melc. Nici eu. I se alătură săltăreața, fetița lăcustă. Și nici eu, adăugă Fulgușor, fetița fluturaș. Atunci să ne apucăm de lucru, nu e atât de greu. Vom face schiuri pentru voi, zise Mila veselă. Împreună găureau, ciopleau, șlefuiau, netezeau scândurile, legau curelele de ele și făceau și bețele de schi. Până la amiază, noile schiuri au fost gata. Au pornit împreună pe munte. Ajunși pe vârful muntelui, și-au legat schiurile și și-au pus căștile. Mila i-a întrebat, toată lumea știe să schieze? Cine nu știe, îl învăț cu plăcere. Cu toți au dat din cap, numai Fulgușor tremura. Fetița fluturaș nu știa să schieze, dar se temea să recunoască. Nu fi prea greu, mă voi obișnui cu schiatul, își zise ea. Doar viermișorului îi șopti adevărul. Bobița a pornit primul. Opa! Gonim! Striga el vesel în timp ce cobora panta abruptă a versantului. După Bobiță a urmat Buburuză, apoi Baltazar și toți ceilalți pe rând. Iată că a venit și rândul lui Fulgușor și a luat elan și s-a avântat pe pârtie. Însă nu s-a putut opri la baza pantei, aluneca mai departe, pe următorul versant, apoi pe următorul, până ce s-a îndepărtat de tot de ceilalți. Într-un final a suferit o căzătură zdravănă și s-a înfipt într-un morman mare de zăpadă. Ceilalți doar mai târziu și-au dat seama că fetița fluturaș lipsea. Fulgușor nu știe să schieze, zise viermele disperat. Nu știe să schieze? Au întrebat ceilalți uluiți. Nu, acum a schiat prima oară și era tare frică, numai nu avea curaj să spună. Vai, mă tem că i s-a întâmplat ceva. Micii prieteni s-au speriat și au pornit de îndată în căutarea lui Fulgușor. Între timp, doctorul Bufniță a găsit-o pe fetița fluturaș rănită, a zărit-o de la înălțime și a zburat lângă ea. Fulgușor, ce ți s-a întâmplat? N-am putut să frânez și am căzut. M-am lovit foarte tare. Credeam că nu mă voi mai putea opri niciodată. Nu mai vreau să schiez, plânse Fulgușor. Bufniței s-a făcut milă de fetița fluturaș, a luat-o în spate și a dus-o la el în scorbură. Îți bandajez rănile și te duc la Mila. Sunt sigur că ceilalți te caută disperați, i-a spus doctorul Bufniță. Micii noștri prieteni o căutau peste tot pe fetița fluturaș, dar nu i-au dat de urmă. Au ajuns triști înapoi la casa Milei. Dar Fulgușor îi aștepta deja acolo. Mare le-a fost bucuria. Ura! Vai de mine! Fulgușor, ești bine? Povestește-ne tot ce ți s-a întâmplat! Îi ceru Buburuză. Fulgușor i-a povestit totul pe îndelete. Deci nu știi să schiezi? Se miră Mila. Am să te învăț eu. Dacă vei ști să virezi și să frânezi, vei putea schia pe orice munte, oricât de înalt. Îți mulțumesc, i-a zâmbit fetița fluturaș. A doua zi, Mila a început să o învețe pe Fulgușor. La sfârșitul primei zile, fetița fluturaș a schiat încet și cu grijă pe cel mai mic deal și s-a oprit frumos la bază. Priviți! Fulgușor știe deja să schieze! Trebuie să sărbătorim! A strigat Wendel și a început să cânte pe sloiurile de gheață. Ceilalți, în cerc, cântau și dansau în jurul fetiței fluturaș.
Bobiță și buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și buburuză, prieteni sunt de când se știu. Teatrul de păpuși. Într-o zi de vară, Bobiță, băiatul Melc, a bătut agitat la ușa buburuzei. Azi va fi spectacolul cu păpuși, hai să ne grăbim, să le spunem lui Dima și lui Fulgușor. Bobiță și buburuză au bătut mai întâi la ușa fetiței fluturaș. Fulgușor, trezește-te, repede, azi va fi spectacolul mușițelor, vor juca albă ca zăpada. Apoi s-a oprit în fața casei gândacului de cartofi. Dima, alo, hai pe câmpie, la spectacolul cu păpuși! Dar Dima n-a deschis ușa. Dima, întârziem, grăbește-te! A strigat neliniștit Bobiță, dar n-a primit niciun răspuns. Fulgușor timidă a apăsat clanța și s-a uitat înăuntru. Gândacul cartofului stătea în pat. Dima, îmbracă-te repede, trebuie să pornim! Eu nu mă duc, burta mi-e plină de bubițe. Ceva m-a înțepat în timpul nopții. Simt o mâncărime intensă, a scâncit Dima. Ia să-ți văd înțepăturile, a spus buburuză. Nu sunt înțepături, e varicelă, constată fetița mămăruță. Nu te speria, și eu am avut varicelă, aveam mii de bubițe. Mă duc să-l chem pe doctorul Bufniță, zise buburuză. El îți va spune ce ai de făcut. În curând sosi doctorul Bufniță, îl examină temeinic pe Dima. Într-adevăr ai varicelă, e o boală contagioasă. Nu te poți duce la teatrul de păpuși, Dima. Contagioasă? Bobiță, buburuză și fulgușor vor avea și ei varicelă? Nu, varicela se ia doar o dată în viață. Ei au trecut deja prin asta anul trecut. Cel mai important e să nu scarpini bubițele. Va mai fi spectacolul cu păpuși și altă dată, îl consolă Bobiță. Nu fi trist, te vei face bine repede, zâmbi buburuză. Micii prieteni și-au luat rămas bun de la Dima și-au pornit spre teatrul de păpuși. Pe câmpie, scena era deja ridicată. Trupa de păpușari era formată din 5 mușițe. Curând cortina s-a deschis și a început spectacolul. Prietenii noștri au urmărit spectacolul în liniște, iar la final i-au aplaudat pe păpușari. Apoi mușițele le-au dat voie locuitorilor pădurii să se uite la păpuși și să le ia în mână. Păcat că Dima n-a putut să vină cu noi, spuse buburuză tristă în drum spre casă. I-ar fi plăcut foarte mult. Și ce-ar fi dacă i-am prezentat spectacolul chiar noi? Zise deodată buburuză. E o idee minunată, buburuză, spuse fulgușor. Cei 3 prieteni s-au apucat de treabă în casa pestriță. Fulgușor desena piticii, buburuză pe albă ca zăpada și pe prinț, iar bobiță pe mama vitregă. Decupau desenele și le lipeau pe bețe. Când au terminat, s-au furișat până la fereastra lui Dima și au bătut în geam. Gândacul cartofului curios a deschis fereastra. Începe spectacolul! A strigat Bobiță vesel și au început povestea. Mulțumesc, le-a spus Dima. Sunteți prieteni buni. Peste 10 zile, doctorul Bufniță a venit iar, dar deja bubițele lui Dima dispăruseră.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Trotineta. Într-o zi de primăvară, Egon, cărăbușul, a început să-și construiască o trotinetă. Găurea, cioplea, șlefuia, toată ziua nu se oprea din lucru. Când a fost gata, a vopsit-o în negru și a pornit să le arate și celorlalți noua lui trotinetă. Copiii jucau basket pe câmpie, erau acolo Bobiță, Wendel, Baltazar, Dima, Biluță și Alfons. Priviți, am o trotinetă nouă, eu am construit-o! Vai, ce frumoasă e! Pot să încerc? Nu ți-o dau, e a mea! Vreau să mă dau doar o tură cu ea. Da, și noi vrem să mergem cu ea. Doar o tură, apoi ți-o dăm înapoi. Nu v-o dau, repeta cărăbușul. În timp ce Baltazar, Wendel și Egon se certau, Dima a luat trotineta și a pornit cu ea ca vântul. Oprește-te, dă-mi-o înapoi, e a mea! Nu ți-am împrumutat-o, nu împrumut nimănui! Dima a încetinit și în curând Egon l-a ajuns din urmă. Dă-mi trotineta înapoi! Poftim, ia-o! Zise Dima și adăugă. Oricum nu e destul de rapidă. Nu e rapidă? Ia priviți! Cum adică nu e destul de rapidă? Abia mă puteți ajunge din urmă! Zise Egon râzând, fără să observe o groapă mare în mijlocul drumului. Egon! Au strigat Bobiță, Baltazar și Wendel, dar a fost prea târziu. Ei, pentru asta doar tu ești de vină, Egon! Făcu Baltazar pe deșteptul. Egon, ce ți s-a întâmplat? Te-ai înțepat rău în spini? Iar voi de ce nu-l ajutați? Întrebă gâza trandafirilor într-o suflare. Egon e de vină! Indiferent cum s-a întâmplat, ar fi trebuit să-l ajutați când a căzut atât de rău. Vino, Egon, casa mea e aproape. Îți voi spăla și îți voi bandaja rănile. Lily i-a oferit un scaun lui Egon și i-a spălat rănile cu apă călduță. Nici nu e atât de grav. Atunci Egon a început să plângă încet. E vina mea, am fost foarte invidios. Dacă n-aș fi fost așa, asta nu s-ar fi întâmplat. Atunci data viitoare nu mai fi invidios. Mulțumesc pentru ajutor, zise Egon luându-și rămas bun. Nu e mare lucru, te vei face bine. Egon a ajuns acasă șchiopătând, nu putea să urce pe trotinetă. Ajungând acasă, s-a băgat repede în pat și a adormit. În dimineața următoare i-a venit o idee nouă. Și-a scos pensulele și vopselele. Acum te voi vopsi în roz. Tu ești Egon. Ți-am adus-o ție, mulțumesc pentru ajutor. Vai, e minunată, ai revopsit-o? Întrebă Lily. Da, m-am gândit că în niciun caz negrul nu-ți place. Mă bucur foarte mult pentru ea. Mă și duc cu ea la Buburuză. Drum bun! Ai grijă cum mergi cu trotineta, strigă Egon după Lily. Egon s-a întors acasă și tocmai când voia să ia masa, cineva i-a bătut la ușă. Bună, Egon! A spus Baltazar. Voiam să întrebăm dacă te simți mai bine. Sunt bine, nu vă faceți griji, spuse Egon fluturând din mână. Promit că nu-ți mai iau trotineta, spuse Dima cu părere de rău. Nici n-o mai am, am revopsit-o și am făcut-o cadou lui Lily, zâmbi Egon. Dar îmi voi face o trotinetă nouă, i-am promis lui Lily că nu voi mai fi invidios. Toată lumea va putea merge cu ea, puțin, nu foarte mult. Ura! Strigă Biluță. Iar acum veniți să mâncați cu mine. Am pregătit o tartă cu mere. Curând, Egon și-a terminat noua trotinetă. A vopsit-o în verde închis. Peste câteva zile, micii noștri prieteni s-au strâns cu toții pe câmpie și pe rând se dădeau câte o tură cu cele două trotinete.
Bobiță și buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turnul lui Biluță. Într-o zi de vară, Biluță, gâza florilor, își scoase cuburile colorate de construit din dulap. Voi construi un turn înalt din cuburi, zise, și porni cu cutia spre dealul din apropiere. Sub stejarul cel mare răsturnă cuburile din cutie și se apucă de lucru. Turnul se făcea tot mai mare, iar Biluța ajungea greu mai sus. El se ridică pe vârfuri, dar făcu o mișcare greșită și turnul se prăbuși. Oh, nu! Strigă Biluță. Acum trebuie să iau totul de la capăt, se văită el. Se apucă din nou de construit. Punea iar cuburile colorate, atent și cu grijă unul peste celălalt. Turnul creștea și se făcea din nou din ce în ce mai mare. Dar vai, deodată o ghindă a căzut din copac, dărâmând turnul gâzei de flori. Vai, turnul meu, iar s-a dărâmat, stejarul e de vină, constată cu furie. A început să reconstruiască turnul, dar nu sub stejar. Punea cuburile colorate unul peste celălalt cu tot mai puțină răbdare. Când au apărut Bobiță, băiatul Melc, Buburuză, fetița Mămăruță și Vendel, băiatul Rădașcă. Vai, ce turn frumos ai, Biluță, au spus ei. Da, e frumos, dar lipsește doar vârful roșu și apoi e gata. Atunci se porni vântul și o adiere puternică doborâ turnul suplu. Biluță s-a făcut foc și pară. Nu, nu pot să cred! Nu mai încep din nou! Nu vreau să mai construiesc niciun turn! Mă duc acasă! Ceilalți fugeau după el, consolându-l. Așteaptă, Biluță, te vom ajuta noi! Hai să construim turnul împreună! Nu, nu mai vreau! Din atât de puține cuburi nici nu se mai poate construi un turn cu adevărat mare! A strigat Biluță supărat și a trântit ușa. Cum am putea să-l ajutăm pe Biluță? Se întrebă Buburuză. Trebuie să-l consolăm, a spus Bobiță. Știu eu, zise Vendel. Și eu am cuburi de construit. Le aduc și vom avea mai multe. Vom putea construi împreună un turn cu adevărat mare, cum și-a dorit Biluță. Bună idee! Și eu am o cutie cu cuburi de construit. Le aduc imediat. Și eu le aduc pe ale mele. Vom construi un turn uriaș. Bobiță trăgea cuburile după el într-o basculantă, Buburuză le împingea într-o roabă, iar Vendel le căra într-un coș mare. Bună, Biluță! Privește, ne-am adus cuburile! Nu vrei să construim un turn uriaș împreună? Îl întrebă amabilă Buburuză. L-am construit în căsuța ta, să nu cumva să-l răstoarne vântul din nou, adăugă Bobiță. Vai, câte cuburi ați adus! Ce turn mare vom face din ele! Veniți înăuntru, strigă mica gâza florilor. Cum urmează ultima bucată, vârful cel roșu. Pe acesta să-l pui tu, Biluță, i-a propus Vendel. Ura! E gata! Au strigat cu toții în cor. Când s-a lăsat întunericul, Bobiță, Buburuză și Vendel și-au luat rămas bun de la Biluță. Mica gâza florilor s-a strecurat fericită în pat și și-a admirat turnul enorm până l-a furat somnul.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Pălăria Ciupercii. Bobiță, Buburuză, Baltazar, Fulgușor, Vendel și Biluță se plimbau prin pădure într-o zi de toamnă. Brusc s-a auzit un plâns. Se aude din spatele tufișului, șopti Bobiță îngrijorat. O ciupercă mică plângea în spatele tufișului. Îi lipsea pălăria de pe cap. Cine ți-a luat pălăria? O întrebă timidă Buburuză. Nu știu, când m-am trezit nu mai era pe cap, se smiorgăi ciuperca. Nu-ți face griji, te vom ajuta noi, îți căutăm altă pălărie, spuse Bobiță. Cu toții au dat o fugă până acasă și în scurt timp fiecare s-a întors cu câte ceva de pus pe cap. Ți-am adus pălării noi, i-au zis prietenii. Au probat pe rând pălăriile pe capul ciupercii. Mai întâi Buburuză i-a pus pe cap căciula ei pestriță, însă nu-i venea deloc bine. Apoi Fulgușor i-a oferit pălăria ei de vrăjitoare. Nu vreau să fiu vrăjitoare, spuse ciuperca furioasă. Apoi Biluță a scos șapca cu cozoroc, dar ciupercii îi era mică. A venit rândul lui Bobiță. Am adus chiar două pălării. Aceasta e pălăria mea de grădinar și ți-am adus și șapca mea de drăgușor. Pălăria de grădinar arăta hazliu pe capul ciupercii, dar ea nu s-a bucurat deloc. Nu-mi place, a constatat ea. Șapca de drăgușor a înfuriat-o rău. Nu, nu sunt drăgușor, se necăji ea și se înroși la față. Dar ciuperca a devenit cu adevărat morocănoasă atunci când Baltazar a scos oala pe care omul de zăpadă o purtase azi iarnă pe cap. Dar aceasta e o oală, nu port o oală pe cap, a strigat ciuperca. Nu e o oală oarecare, a fost pălăria omului nostru de zăpadă, a ripostat Baltazar. Într-un final, i-a venit rândul lui Vendel, băiatul rădașcă. I-a adus ciupercii un joben. Nici nu e rău, a murmăit ciuperca. Dar vă rog, căutați pălăria mea, pe ea aș dori să o port. Au început să caute pălăria pestriță a ciupercii. Chiar atunci zburau pe acolo cei trei pui de canar. Noi știm unde e pălăria ciupercii, trei paraziți ai lemnului o foloseau drept barcă, i-am văzut, au ciripit ei. Veniți să mergem la pârâu, a strigat Buburuză. Paraziții lemnului se plimbau cântând cu barca, adică pălăria ciupercii. Dați-i înapoi ciupercii pălăria, le-a strigat Bobiță furios. Le-am promis prietenilor noștri purici că îi vom vizita. Avem nevoie de o barcă. Dar asta e o pălărie, nu o barcă. O vrem înapoi, e pălăria ciupercii, le-a răspuns Bobiță gata de luptă. Într-un final, paraziții lemnului i-au dat înapoi de voie de nevoie pălăria. Cum vom ajunge noi la purici? Se întrebau ei triști. Vă ducem noi și noi ne îndreptăm spre mica insulă, au ciripit cei trei canari. Ura! Vom zbura pe spinarea unor păsări, au zis paraziții lemnului. Dar mai întâi să-i ducem ciupercii pălăria, a spus Buburuză hotărâtă. Adică barca, au chicotit cei trei paraziți ai lemnului. Dar Bobiță se uita la ei atât de străpungător încât au încetat să mai râdă. Vă mulțumesc, le-a spus ciuperca fericită zâmbind cu satisfacție. Îmi vine de minune! Paraziții lemnului s-au suit pe spinarea celor trei păsărele. Drum bun, a strigat după ei ciuperca. Drum bun, le-au urat în cor Bobiță, Buburuză și ceilalți. Cu toții și-au luat rămas bun de la ciupercă și-au pornit înspre casă.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Meciul de fotbal. Într-o dimineață de vară, Wendel, băiatul rădașcă, a fost trezit de o bătaie în ușă. Wendel, deschide, sunt eu, Freddy! Wendel s-a ridicat somnoros și a deschis ușa. Vai de mine, Freddy, haide înăuntru! A spus Wendel bucuros și cei doi prieteni vechi s-au îmbrățișat. Uite, ți-am adus ceva, zise Freddy. O minge de fotbal! Ura! Pentru fotbal trebuie echipe, l-a avertizat Freddy. Păi să alcătuim echipele, să le spunem tuturor, i-a propus Wendel. După micul dejun, Wendel și Freddy au pornit la drum. Au bătut la fiecare ușă, luau la rând toate casele și până când au ajuns la capătul pădurii, au adunat cele două echipe. L-au pus pe Alfons, arbitru. Să le facem niște veste colorate, a propus Lily. Albastre pentru una dintre echipe, roșii pentru cealaltă. Fotbaliștii au exersat toată săptămâna. Le-am făcut pentru voi, a spus Adiere și i-a înmânat lui Wendel vestele roșii și albastre. Mulțumim, au răspuns în cor membrii echipelor și s-au îmbrăcat bucuroși cu vestele. Buburuza și Lily au adus bănci, iar spectatorii și-au ocupat locurile la marginea terenului. Brusc s-a auzit fluierul lui Alfons, iar meciul a început. Așa, aleargă, Bobiță! Striga Wendel. Aici, la mine, aici, pasează! Urla Biluță. Bravo! Au triumfat jucătorii echipei albastre și s-au îmbrățișat. Haide, albaștrilor! Haide, roșilor! Scandau galeriile formate din spectatori. Nu e cinstit, Freddy, nu e voie să prinzi mingea cu mâna, a spus indignată Albinuța. Așa e, Baltazar are dreptate, nu mai faulta, Freddy, zise sever Alfons, arbitrul. Meciul continuă într-un mod palpitant. Și cei roșii și cei albaștri au marcat câte două goluri. Astfel, echipa lui Wendel conducea deja cu 3-2, când jocul s-a oprit din nou. Freddy m-a trântit! Gemu, Biluță! Da, am văzut și eu, zise Alfons. Freddy, dacă mai faultezi odată, te voi trimite pe tușă. Echipa lui Wendel era la un pas de victorie. Freddy devenea din ce în ce mai furios. Priviți, acum voi marca! A strigat el și l-a împins pe Bobiță. Dar în acest timp a căzut și el, strigând cu durere. Mâna mea! Vai, mâna! Ceilalți au venit în fugă. Mă duc să-l chem pe doctorul Bufniță, a spus Adiere și a pornit. Dacă nu te-ar durea mâna, te-aș trimite pe tușă cu plăcere, zise Alfons. L-ai împins rău pe Bobiță. Da, știu, spuse Freddy cu părere de rău, dar mă doare rău mâna. A și sosit doctorul Bufniță. Într-adevăr, brațul tău e fracturat, trebuie pus în gips, îl porți 4 săptămâni. Trebuie să ai mare grijă să nu te gândești la alergat. Astfel, meciul s-a sfârșit cu victoria echipei albastre. Pentru revanșă trebuie să mai aștepți puțin, zise Wendel, bătându-l pe spate pe Freddy. Lasă că te faci bine repede, nu mai sta cu nasul în pământ. Îmi pare rău că am faultat, plânse Freddy. Promit că dacă mi se vindecă mâna, voi juca foarte corect și vom avea o revanșă cinstită. Până atunci am putea să decorăm gipsul lui Freddy, spuse zâmbind Buburuza. Veniți, vă invit pe toți la o gustare. Prietenii au dat năvală în casa pestriță a Buburuzei. Scoteau cariocile și pictau desene colorate pe gipsul gândacului croitor, care mai de care mai frumoase. După ce doctorul Bufniță îmi scoate gipsul, îl voi păstra ca amintire, a spus Freddy. Apoi s-au așezat cu toții la masă și au mâncat o uriașă ruladă până la ultima firimitură.
Bobiță și buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și buburuză, prieteni sunt de când se știu. Ouăle de Paști. A sosit Paștele. Fulgușor, fetița fluturaș, Lili, gâza trandafirului, Săltăreața, fetița lăcustă și Adiere, libelula, au venit la buburuză să vopsească ouăle de Paști. Câte ouă trebuie să vopsim? Întrebă Lili. Ia să vedem, Bobiță sigur vine mâine la stropit, dar va veni și Baltazar și Vendel și Dima și desigur Biluță, Alfons și Melcul Ciobă. Deci trebuie să vopsim 7 ouă, să ne apucăm de treabă. Sunt frumoase! Mâine băieții se vor bucura, sunt sigură! Constată Fulgușor. E timpul să pornesc spre casă. Mâine mă trezesc de vreme, voi face clătite și îi voi aștepta pe musafir cu ele, zise Fulgușor. Eu voi pregăti bogăcele, spuse Lili. Iar eu strudele, adăugă buburuză și le conduse pe fete la ușă. A doua zi fetele s-au trezit de vreme. Fulgușor a fugit în bucătărie și a legat șorțul și a început să prepare aluatul pentru plăcinte. Lili și-a legat șorțul și ea și-a început să frământe bogăcele. Buburuza a întins aluatul de strudel. Adiere a pregătit o ruladă de pișcot și Săltăreața s-a trezit plină de emoții. Băieții nu se trezesc de vreme, mai am timp să prepar o tartă cu mere. Și-a pus un coș plin cu mere pe masă, dar vai, coșul s-a clătinat, merele s-au rostogolit răsturnând de pe masă și tava plină cu ouăle de Paști. Toate ouăle s-au spart. Vai, ouăle de Paști! Acum ce mă fac? Ce le dau musafirilor? A fugit disperată la buburuză. Buburuză, s-au spart toate ouăle mele de Paști, toate cele 7, ajută-mă! N-am timp, fac o prăjitură, dar mi-au rămas 2 ouă nevopsite, ți le dau. Vopsește-le repede și vei fi gata până vin băieții. Lili, ouăle mele s-au spart în bucăți, pot să mă ajuți? Nu pot, bogăcelele mele se coc la cuptor. Îți dau aceste 3 ouă albe, mai ai timp să le vopsești. Fulgușor, ajută-mă, trebuie să vopsesc alte ouă, celelalte s-au spart. S-au spart toate? Îmi pare rău, Săltăreață, dar acum nu mă pot duce cu tine. Plăcintele mele s-ar arde. Uite, 2 ouă nevopsite, ți le dau. Adiere, am dat de belea, s-au spart ouăle pe care le-am vopsit ieri. Te rog, ajută-mă, singură nu pot să vopsesc alte 7 ouă. Nu mai am timp, se văicări Săltăreața. Știu cine te poate ajuta, hai după mine. Au fugit prin pădure și s-au oprit la peșteră. În clipa următoare, de acolo a ieșit Păianjenul. Păianjen, drag, trebuie să ne ajuți, a spus Adiere. Săltăreții s-au spart ouăle de Paști, acum trebuie să vopsească alte 7 ouă. N-avem mult timp, imediat vin băieții la stropit. Trebuie să fie gata până atunci. În ordine, a mormăit Păianjenul. Mulțumesc, ești foarte amabil, i-a spus Săltăreața și și-a luat rămas bun de la Adiere. Săltăreața a pregătit pensule și vopsele și împreună cu Păianjenul s-au apucat de treabă. Păianjenul putea să vopsească 3 ouă deodată. Suntem gata, zise Săltăreața fericită. I-a mulțumit Păianjenului pentru ajutor și a aranjat ouăle pe tavă. În clipa aceea a bătut cineva la ușă. Săltăreața a deschis, iar cei 7 băieți au început să recite poezia pentru stropit. Pe fata asta o stropesc, de-mi dă un ou, spun mulțumesc. Toți 7 au stropit-o pe Săltăreață. Fetița lăcustă le-a întins cu mândrie tava, iar băieții și-au ales câte un ou vopsit. Din păcate prăjitură nu am, le-a spus Săltăreața rușinoasă și le-a povestit cele întâmplate. Nu-ți face griji, au râs băieții. La buburuză am mâncat strudele, la Lili pogăcele, la Fulgușor plăcinte, iar la Adiere pișcot. Nici măcar o îmbucătură nu ne-ar mai încăpea în burtică, au spus băieții râzând.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Visul urât. Într-o seară furtunoasă, Bobiță, băiatul Melc, se pregătea de culcare. S-a spălat pe dinți și s-a vârât în pat. Apoi i s-a părut că a bătut cineva la ușă. Poate e doar vântul, s-a gândit el și n-a luat în seamă zgomotul care se auzi din nou. Ce poate fi? Și-a pus papucii și a deschis ușa, dar n-a văzut pe nimeni. A fost doar în închipuirea mea, zise el și se vârâ la loc în pat. Dar cineva bătu iar la ușă. Cine e? Sări Bobiță din pat speriat. A deschis larg ușa și s-a uitat în jur. Vierme, ești atât de mic încât nu te-am observat. Hai înăuntru, ce s-a întâmplat? Am visat urât, pot să rămân aici la tine? Zise viermele. Sigur că poți, rămâi. Bobiță i-a făcut viermelui un pătuț dintr-o cutie din hârtie. Poftim, vei dormi aici. Și cu ce mă voi înveli? Șapca mea va fi perfectă. E ca un sac de dormit. Bine, vierme, hai să dormim odată, mi-e somn. Bobiță era aproape adormit când viermele a început să vorbească. Bobiță, putem aprinde lumina? Mi-e frică de întuneric. Da de unde? Nici nu e întuneric. Strălucește luna. N-ai de ce să te temi. Hai să dormim, mormăi Melcul. Ba da, e întuneric, insistă viermele. Nu e întuneric. Ba da, e întuneric. Bine, voi trage perdeaua, astfel vei vedea luna. Strălucesc și stelele. Hai să dormim, spuse necăjit Bobiță. Băiatul Melc s-a acoperit cu pătura și a adormit de îndată. Însă n-a putut să doarmă prea mult pentru că viermele l-a trezit din nou. Mi-e sete! Bea apă, i-a răspuns Bobiță. E prea sus, ajută-mă, Bobiță, îmi dai puțină apă? S-a smiorcăit viermele. Mulțumesc, șopti viermele. Noapte bună! Bobița ar fi avut o noapte bună dacă viermele nu l-ar fi trezit iar peste câteva minute. Mi-e foame! Nu, noaptea nu mâncăm, doar dimineața! Se răsti Bobiță la el. Dar mi-e foame, n-am luat cina din cauza furtunii, s-a plâns viermele. Mulțumesc, nu te mai deranjez, a promis viermele și a început să ronțăie merele. Dar nu s-a ținut de cuvânt. Bobiță, nu pot să dorm, mi-e frică, l-a trezit el din nou pe Melc. De ce ți-e frică? L-a întrebat Bobiță îndurerat. Nu știu, pur și simplu mi-e frică. Te rog, povestește-mi ceva, atunci voi adormi. Fie, nu-mi pasă, îți voi povesti, oricum mi-a fugit somnul. Bobița a început să-i povestească viermelui. I-a povestit cum a luat vântul zmeul de hârtie, unde au găsit pălăria ciupercii, cum doctorul Bufniță l-a vindecat pe otită și ce-a primit miriapodul de Crăciun. Dar viermele n-a auzit nici măcar jumătate din poveste pentru că a adormit. În fine, și Bobiță putea să doarmă. Până când s-au trezit, furtuna se terminase și soarele strălucea pe cer. Vezi desenul de deasupra patului meu? A spus Bobiță. E acolo pentru că și eu visez urât uneori și atunci mă gândesc la această zână. Ea mă ajută să alung gândurile rele și visele înfricoșătoare. Îți desenez și ție ceva, o ființă pe care o iubești mult. Dacă ești trist, te uiți la desen și te liniștești îndată. Visul urât dispare. Soarele, desenează-mi soarele, pe el îl iubesc mult. Întotdeauna zâmbește. E foarte frumos, mulțumesc, zise viermele cu satisfacție. Lipește-l deasupra patului tău. Iar viermele a pornit fericit spre casă.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Găluștele. Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița mămăruță, a pregătit găluște cu prune și și-a invitat prietenii la masă. Au venit Bobiță, Baltazar, Vendel și Fulgușor. Împreună au întins masa și s-au așezat să mănânce. Fetița mămăruță a pus 3 găluște pe fiecare farfurie. Fiecare s-a săturat repede. Găluște cu prune, le ador, aș putea să mănânc chiar și 5. Zise Baltazar albinuța. Numai 5? Eu chiar și 7, ripostă Vendel. 7? Bine, atunci eu 8. Iar eu 10, spuse Rădașca. Bine, atunci să facem un concurs, a încheiat discuția Baltazar. Să vedem care dintre noi mănâncă mai multe găluște. Lui Buburuză nu i-a plăcut ideea. A încercat să-i oprească, dar băieții erau neînduplecați. Nu va ieși nimic bun din asta, îi avertiză Buburuză, dar Baltazar și Vendel nu i-au dat ascultare. Până acum am mâncat 3 găluște, acum urmează a 4-a, a zis Vendel și a pus câte o gălușcă în fiecare farfurie. Când amândoi au terminat-o, au mai luat o gălușcă și au mâncat-o și pe cea de-a 5-a. După cea de-a 5-a au mâncat-o pe cea de-a 6-a. După cea de-a 6-a au mâncat-o pe cea de-a 7-a. După cea de-a 7-a au mâncat-o pe cea de-a 8-a, iar apoi pe cea de-a 9-a. Urmează cea de-a 10-a, mai poți? Întrebă Baltazar. Auzi vorbă, pot să mănânc chiar și de 2 ori mai mult, i-a răspuns Vendel relaxat, dând din mână. Mâncaseră deja foarte multe găluște, când pe amândoi a început să-i doară burta. Îi durea din ce în ce mai tare. Am să-l chem pe doctorul Bufniță, zise fetița fluturaș. Doctorul Bufniță i-a examinat, apoi a început să-i dojenească. Vai de mine! Cine a mai văzut așa ceva? Nu e de mirare că vă doare burta. Amândoi au mâncat 15 găluște. Ei, poftim! Colac peste pupăză și concursul s-a terminat la egalitate. 3 zile regim, nu mâncați decât cartofi fierți. Dar mâine vine în pădure negustorul de cozonaci, spuse Vendel disperat. Îmi pare foarte rău, dar de data asta veți rata cozonacii. Peste 3 zile veniți să vă examinez burta din nou, zise doctorul Bufniță sever și porni spre casă. A doua zi a și sosit pe câmpia cea mare vânzătorul cu cozonacii lui plăcut mirositori. Locuitorii pădurii își alegeau dintre acele bunătăți și se înfruptau fericiți. Eu aș dori cu scorțișoară. Eu cu cocos, se înghesuia Bobiță. Mie să-mi dați unul cu zahăr, strigă Fulgușor. Dar erau cozonaci și cu mac, cu nucă și chiar și cu cacao. Baltazar și Vendel priveau triști târgul vesel, dar l-au ascultat pe doctorul Bufniță. După 3 zile, albinuța și Rădașca l-au vizitat pe doctor. Ia să vedem noi, mormăi Bufnița și examină temeinic. În ordine, v-ați vindecat, văd că ați ascultat de mine. Păi, da, zise Vendel cu nasul în pământ, deși aș fi vrut tare mult să mănânc și eu cozonac. Vendel și Baltazar și-au luat rămas bun de la doctorul Bufniță și-au pornit spre casă, dar Bufnița i-a strigat. Așteptați puțin, am ceva aici, v-am păstrat 2 cozonaci, luați-i. Vai, doctore Bufniță, ai fost pe câmpie? Desigur, le-am luat puiilor mei câte un cozonac, iar pe aceștia 2 i-am păstrat pentru voi. Ați făcut ceea ce v-am cerut, eu nu vreau să ratați bunătățile. Îți mulțumim, au răspuns fericiți Baltazar și Vendel. Apoi l-au îmbrățișat pe doctorul Bufniță.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Căsuța stea. Într-o seară de vară, Bobiță și Buburuză jucau cărți în căsuță când au zărit o lumină peste culmea dealului. Ce-a fost asta? A întrebat Bobiță. Parcă e o stea căzătoare. O stea căzătoare? Nu se poate! Hai să ne uităm mai de aproape, i-a propus Buburuză. Bobiță și Buburuză s-au luat de mână și au pornit spre acea luminiță. Privește, Bobiță, acolo! Băiatul Melc a rămas cu gura căscată de mirare. În vârful dealului era o căsuță în formă de stea. Cum a ajuns casa asta pe deal? Până acum nu era aici, șopti Bobiță. Tu stai pe loc, iar eu le spun repede celorlalți, i-a șoptit Buburuză și și-a luat zborul ca să-i cheme pe Baltazar, pe Fulgușor și pe Vendel. Când au fost toți împreună, s-au încumetat să se apropie încet de căsuța misterioasă. Vendel a bătut la ușă. O fată timidă, frumoasă, a deschis ușa. Avea părul până la pământ, plin de stele mici și strălucitoare. Aripile ei aurii luminau. Bobiță a întrebat-o: tu cum ai ajuns aici? Cine ești tu? Dar fata nu i-a răspuns. Vendel a încercat și el: vrei să te ajutăm? Dar nici el n-a primit un răspuns. Fata doar stătea și nu scotea o vorbă. Ei bine, dacă nu vrei să spui nimic, taci, s-a îmbufnat Vendel. Haideți să mergem acasă. Așteptați, zise Buburuză. E posibil să nu poată vorbi. Nu poate vorbi? S-au mirat toți. Buburuză a luat un băț și a desenat pe pământ o stea. Apoi, zâmbind, i-a întins fetei bățul. Fata sfioasă a luat bățul și a început să deseneze și ea. O harpă? O mică harpă? A întrebat Buburuză, iar fata a dat din cap. Ai pierdut-o? A întrebat Fulgușor și fata a arătat spre geam. A căzut de la geam? Zise Bobiță, iar fata a dat din cap că da. Nu înțeleg, mormăi Baltazar. Eu înțeleg, chibzui Buburuză. Trăiește sus pe cer, dar harpa i-a căzut pe geam și a coborât să o caute. Atunci s-o ajutăm, spuse Baltazar. Nu te teme, o vom căuta noi, i-au spus cu toții în cor și au pornit să caute instrumentul prin pădure. Nu e nicăieri, spuse Bobiță trist. M-am uitat în fiecare tufiș, nici eu n-o găsesc, deși ne-am uitat deja peste tot, spuse necăjit Baltazar. O voi căuta și de la înălțime, zise Fulgușor, deschizându-și aripile și luându-și zborul. E aici! Am găsit-o! Strigă fetița fluturaș după un timp. Apoi ridică o harpă mică, aurie, din cuibul canarilor. Ea înapoiat-o cu grijă fetei stea. Fata a intrat în casă închizând ușa. Și-a scos o stea mică luminoasă din păr și a întins-o lui Fulgușor. Mi-o dai mie? Întrebă surprinsă fetița fluturaș, iar fata stea a dat din cap. Apoi s-a așezat în geam și a început să cânte la harpă. Datorită ritmului melodios, căsuța stea a început să se ridice încet în aer. Vai, zboară în sus, spre cer, se miră Bobiță. Curând căsuța a devenit atât de mică încât nu se mai distingea printre stele. Ce păcat că a plecat, oftă Vendel. Fulgușor avea mare grijă de steaua primită, o ținea într-o cutiuță decorativă și și-o punea în păr doar în zilele speciale. Îi amintea de micuța fată stea care cânta la harpă în căsuța ei în formă de stea.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Un joc de societate. Într-o zi de primăvară, Bobiță juca un joc de societate cu Fulgușor. Un drum lung șerpuia pe tabla de joc de la șoricel până la bucata de cașcaval. Câștigă jucătorul al cărui pion ajunge primul la cașcaval, a spus Fulgușor. Bobiță a început jocul, arunca zarul și muta pionul. Apoi venea rândul lui Fulgușor, arunca și muta. Am câștigat! A strigat băiatul Melc când pionul său a ajuns la bucata de cașcaval. Bine, ai câștigat! Hai să mai jucăm o dată! I-a propus Fulgușor. Bobiță a câștigat și runda a doua. Am câștigat, am câștigat, am câștigat din nou! Se mândrea băiatul Melc. Hai să mai jucăm o dată! Și-au luat-o de la capăt. În runda a treia, Fulgușor a ajuns prima la țintă. Am câștigat! Bobiță, în sfârșit eu sunt câștigătoarea, spuse Fulgușor mulțumită. Atunci Bobiță s-a îndepărtat, s-a ascuns sub crengi și a aruncat zarul în așa fel încât Fulgușor să nu-l vadă. Am dat 6! A spus el cu mândrie, dar Fulgușor a protestat. Nu e cinstit, Bobiță, aruncă în așa fel încât să văd și eu. Nu! Ba da, aruncă din nou, Bobiță. Bobiță a dat din nou cu zarul. Zarul arăta acum cifra 2. Bobiță a rămas în urmă, iar runda a fost câștigată din nou de Fulgușor. Nu e corect, eu vreau să câștig, trișezi. Dar, Bobiță, tocmai asta este ideea jocului de societate. Câștigă unul, apoi celălalt. Nu poți fi întotdeauna câștigător. Ba da, vreau să câștig de fiecare dată, a strigat Bobiță. Și de ciudă a trântit cu jocul de pământ. Ei bine, atunci joacă-te singur, a zis fetița Fluturaș și i-a întors spatele Melcului. Îmi va fi mult mai bine singur, spuse Bobiță. Arunca cu zarul, apoi muta, arunca din nou și muta din nou. Și-a câștigat astfel pe rând toate rundele. Dar s-a plictisit repede de joc. Și-a așezat ursulețul de pluș lângă el, dar nici ursulețul nu era un adversar interesant. Într-un final, Bobiță a pornit în căutarea lui Fulgușor. Nu e bine singur, se gândea el trist. Fetița Fluturaș era pe câmp. Se juca împreună cu Buburuză, cu Biluță și cu Baltazar. Pot să mă joc și eu? A întrebat Bobiță timid. Păi, știi, Bobiță, dacă te joci, nu e sigur că vei câștiga tu și n-aș vrea să trântești cărțile pe jos. Apoi Fulgușor i-a strigat. Bobiță, poți să te joci dacă promiți că nu te superi în caz că nu câștigi tu. Bine! Bobiță a acceptat și s-a apropiat în fugă de ceilalți. Au jucat cărți împreună până s-a lăsat seara. Uneori câștiga Bobiță, alteori Fulgușor, dar Biluță, Baltazar și ceilalți au câștigat și ei câte o rundă. Bobiță era fericit că se juca cu prietenii săi și nu mai era supărat dacă nu câștiga. Deodată zbură pe acolo Vendel, băiatul Rădașcă, și le strigă de la înălțime. Priviți, am cioplit niște frigărui! Haideți să facem un foc să prăjim mere! Cu toți au apreciat această idee. A venit și Dima, gândacul cartofilor. Au feliat merele și le-au înfipt în frigărui, iar când flăcările s-au potolit și a rămas doar jăraticul, au început să frigă fructele. Au fript și au ronțăit toate feliile de măr. Bobiță i-a dat lui Fulgușor ultima sa felie de măr. Dar ar fi vrut să-i spună ceva drăguț fetiței Fluturaș, dar i-a zis doar atât. Poftim, ți-o dau ție. Când au terminat merele, ei și-au vârât frigăruile în jăratic și cu capetele luminoase ale bețelor au desenat fel și fel de modele pe cerul întunecat.